Ar trebui să fim puțin mai atenți și să stăm față în față cu lucrurile care ne sperie sau care chiar ni se par plictisitoare și cu care n-am avea nicio legătură. Să le luăm ca pe niște provocări. Știu, nu ar fi o provocare bună să vă spun citiți tot ce este în biblioteca asta. Personal nu cred că tot ce este aici mi-ar fi util. Dar cred că puteți citi câte ceva. Așa cum probabil ați depășit și alte provocări până la vârsta asta. Mă refer acum la cei tineri. În mod sigur ați avut situații grele prin care ați trecut cu ajutorul cuiva sau de unii singuri, situații în care ați fost disperați, situații în care n-ați știut unde să căutați răspunsuri la problemele voastre, situații în care poate nu ați avut aproape pe cineva suficient de confortabil pentru a vă deschide în fața acelei persoane. Eu cred că nu doar cărțile sunt cărți, ci și oamenii sunt cărți. În măsura în care adună în ei informație, empatie, în măsura în care reușesc să înțeleagă suferința umană. Pentru că de multe ori ne îndreptăm spre cărți atunci când suntem într-o suferință și căutăm un răspuns. Uneori răspunsurile, pentru cei care au citit mult, cumva se conexează. Vedem după zeci de ani că lucrurile au o conexiune între ele și că nimic din ce am făcut până acum nu este inutil, decât poate timpul pe care l-am pierdut în companii nepotrivite sau făcând lucruri care nu ne-au ridicat foarte sus. În rest, orice pagină citită azi este o investiție în voi. Și n-am să vă îndemn spre lecturi complicate. Nu ăsta este scopul venirii mele aici. De ce? Pentru că eu însă alerg. Și asta înseamnă că n-am timp să mă așez și să stau ore în șir să dedic lecturii. Nu am. Din fericire am crescut într-o familie în care s-a citit. Cel puțin mama a citit. Tatăl și fratele erau mai puțin prieteni cu lectura. Faptul că s-a citit m-a făcut cumva și pe mine curioasă să citesc. Știu, aveți multe alte tentații acum care vă țin departe de lectură. N-aveam telefon, n-aveam programe la televizor, n-aveam multe alte lucruri de făcut. Deci cumva cititul era o evadare într-o lume în care n-aveai alt acces, n-aveai unde să te duci. Care este rolul? De la ce m-a ajutat? M-a ajutat să-mi dezvolt imaginația, să-mi dezvolt creativitatea. M-a ajutat peste zeci de ani să pot să inventez lucruri, dacă vreți. Și să nu fie frică, pentru că știu ce investiții am făcut în mine. Dacă mâine uniforma de polițist, pe care azi nu o port, dar se întâmplă să mă vedeți și într-o astfel de uniformă, dacă mâine acea uniformă nu o voi mai avea din diverse motive, nu mi-este frică să merg mai departe. Pentru că știu că eu cu mine am construit ceva și acel ceva nu poate lua nimeni. Pot să renunț azi la acest tricou și la acești pantaloni, dar nu am cum să mă despart de cunoștințele mele, de ceea ce am acumulat până în acest moment. Și n-am să vă mint, mare parte din ce am acumulat are legătură cu lectura. Dar nu înseamnă că asta este singura soluție și pentru voi. Trebuie să ne adaptăm puțin la acest an 2019. Ce pretenții avem noi, adulții, de la voi? Să stați să-l citiți pe Ion, să citiți Mărsul Pustiul sau ce mai citeam noi în clasa a 8-a? Asta mi-a venit la examen, de asta țin minte așa de bine. Ce pretenții să avem? Să învățați? Sigur, învățați citind, nu? În mare parte. Nu știu câți dintre voi aveți o memorie atât de bună încât să reușiți să rețineți de la profesori ceea ce vă transmit și să nu mai aveți nevoie să citiți acasă. Probabil foarte puțin și probabil e nevoie de profesori care să reușească să transmită foarte bine. Dar pentru că am promis că vorbesc despre alergare, nu doar în forma asta intelectuală, haideți să facem un mic antrenament. Putem să ne ridicăm puțin? Ok, bun. E mai bine? Dacă ne-am ridicat? Am stat 2 zile pe scaun, în bancă, exact ca oricare dintre elevii din sala asta, ieri și alaltă ieri. Pentru mine deja este foarte mult.
Așa că e timpul să fac altceva. Haideți să ne încălzim puțin capul. Haideți, avem nevoie de puțină încălzire, da? Cum știți să-l încălziți? Stânga, dreapta, față, spate, rotiri. Deja vă cer prea mult, aveți grijă să nu amețiți, schimbați sensul dacă ați amețit. Perfect. Ți-e frică că se pierde capul? Nu o să-ți pierzi capul atât de ușor, stai liniștită. Ok, bun, acum haideți să mai stăm câteva secunde sus, să ne gândim. Să ne gândim la noi, ok? Fiecare se gândește la propria sa persoană. Și haideți să avem un dialog cu noi înșine. Nu vorbiți cu voce tare încă, da? Vă rog să vă spuneți câteva cuvinte, fiecare, propriei sale persoane. Dialogul vostru interior, voi cu voi. Spuneți-vă ceva de bine, dacă se poate, nu știu. Felicia, îți mulțumesc că reziști în această provocare de a vorbi după Mihaela Tatu. Am vorbit cu voce tare, da? Ok, ați avut această mică discuție cu voi, sper că a fost una pozitivă, ok? Și acum vă rog pentru toți cei care ați făcut vreun lucru bun astăzi și pentru mine simpla venirea voastră aici și dorința de a cunoaște mai mult este deja un lucru bun, aș vrea ca pentru toate lucrurile bune pe care le facem și ni le facem, să nu mai așteptăm recompensă externă. Așadar, haideți să ne felicităm fiecare pe noi, spunându-ne pe nume, să ne felicităm pentru un lucru bun care ne vine acum în minte, pe care l-am făcut azi, iar dacă nu găsim niciunul, pentru venirea noastră la Bookland. Și eu să-mi spun așa, îmi ții puțin. Felicitări, Felicia! Vă rog să vă spuneți fiecare pe nume și să vă felicitați! N-aud, nu vă aud numele! Felicitări, Ana Maria! Felicitări, Delia! Felicitări, Tinea! Felicitări, Lucrezia! Felicitări, Lucrezia! Felicitări, Lucrezia! Super! Minunat! Acum vă rog să vă uitați și lângă cel... la cel lângă care stați și să-l felicitați și pe el sau pe ea, spunându-i pe nume. Dacă nu o cunoașteți, întrebați cum o cheamă, cum îl cheamă. Felicitări! Acord de felicitări colegei tale. Și pentru că, aici deja se trece la capitolul îmbrățișări, dacă simțiți nevoia să vă și îmbrățișați, puteți o faceți. Mulțumesc! Acum haideți să ne așezăm. Aș vrea să ne amintim de acest exercițiu în fiecare zi a vieții noastre, pentru că în fiecare zi facem ceva bun. Să nu uităm de lucrul acesta atunci când dialogul nostru interior nu este tocmai prietenos. Și cu asta ajung la alergare. Am văzut într-una din conferințele Bookland, am învățat foarte multe la aceste conferințe de la cei care au vorbit aici de-a lungul anilor. Și într-una din ediții a fost o doamnă, nu mai țin mintele, îmi pare foarte rău, care a vorbit, printre altele, despre Will Smith. Îl cunoaștem? Da, îl cunoaștem. Super, ok. Are el un video pe YouTube, îl găsiți, este, nu vi-l pun pentru că n-aș vrea să rețin timpul cu asta. Îl știți, doamna Timea? Da, da, sigur, sigur. Pe Will Smith, da? Și știți la ce video mă refer? Nu. Running and Reading. Mi s-a părut interesantă chestia asta și atunci, dar mai ales acum. Acum când sunt implicată cumva într-o altfel de provocare, asta cu alergatul. El spunea așa. Pentru cine nu știe, este actor, rapper, are o mulțime de premii la activ, o persoană foarte cunoscută în America și în lume. Spune așa, sunt două chei pentru această viață. Să alergi și să citești. E interesant.
Asta cu cititul își țin cu toți, am auzit-o de nenumărate ori, da? Cititul îți deschide nenumărate uși, nenumărate oportunități. Dar ce treabă are asta cu alergatul? Haideți să ne gândim câți dintre noi am alergat în ultima săptămână. 2, 3. Super. 3 din cât suntem aici. Și noi. Și voi. V-au forțat? Nu. No. Voi sunteți la liceu sportiv. M-am găsit și eu pe cine să întreb. Le obligă, vă spun eu. Vă obligă? Vă obligă. Ok, știu perfect. Cunosc senzația. Acum voi, dacă v-ați îndreptat spre liceu sportiv, mă gândesc că nu ca să fugiți de carte ați făcut-o, ci că vă plăcea alergarea, nu? Da, da. Bun, da, ăsta îmi spune multe. Ok, mie nu mi-a plăcut niciodată chestia asta cu alergatul, dar într-adevăr m-am gândit, între a 12-a, m-am gândit că ar fi o soluție ca să fug de carte și să mai salvez o materie de învățat la BAC. Și am mers pe chestia asta cu alergatul. Doar că nu eram deloc prietenă cu asta și în plus și fumam. Nu prea v-aș recomanda dacă alergați să și fumați, că chiar nu e o idee bună. Ok. Ce se întâmpla în momentul în care alergam? Deci în momentul în care aveam de dat testele alea la sport, se declanșa în minte ce? Un dialog din ăla interior foarte nașpa. O să mor. Aici mor. Acum mor. Deci nu mai pot. Mă doare acolo, mă doare dincolo. Lucrurile acestea vi se întâmplă și vouă, nu? Pentru că nu-i tocmai ușor să alergi. E ușor? Vi se pare simplu? Câți dintre voi alergați de plăcere? Tu? Tu? Da. Cât alergi de plăcere? În jur de 3 km pe 10 minute. 3 km. Și ce-ți spune vocea aia din capul tău? E o chestie pe termen lung. La început îți zice că e greu, după care începi să te obișnuiești. Trebuie să-ți cunoști limitele, bănuiesc, și atunci, evident, de fiecare dată încerci să alergi un pic mai mult sau mai rapid. Sau... Ok. Îi dai un răspuns? Când ceea ce-ți spune nu-i tocmai pe placul tău, ce-i răspunzi? Acum nu-i mai dau niciun răspuns. O ignori? Nu, ignor. Știu că, oricum, e o chestie de obișnuință. Creierul îmi dă un mesaj. Vezi că nu mai poți, da. Dar la început ți-a fost greu, nu? Și întotdeauna când ne confruntăm cu ceva greu, dificil, ceva ce ni se pare că e peste puterile noastre, vocea aia răsună acolo în cap și ne spune nu poți, nu face asta, de ce n-ai cauzi tu la bucle, în serios, n-ai fost de atâtea ori, n-ai de lucru, n-ai altă treabă. Da? Există o voce acolo care te sabotează. Să știți că și vocea aia tot voi sunteți, nimeni altcineva. Și vocea aia spune ceva despre ce? Despre ce ai făcut tu până atunci, care sunt limitele, da? Cum zice avocat, și îți mai spune ceva. Îți spune ceva despre ceea ce tu ai putea să faci dacă n-ai asculta-o. Multe adeseori îi dăm crezare și renunțăm la prima înțepătură. O, serios, e nașpa. Mai bine mă duc să stau la o bere sau la o cafea. E mult mai plăcut. Ce rost are? Serios. Acum o să-mi crească mușchii de la chestia asta? Nu, mai bine lasă-mă duc pe la sală. Dar nu de săptămâna asta, de luna viitoare. Nu vi s-a întâmplat? Da, o să ajungi la sală și o să vezi că și acolo e greu. Și acolo e greu și și acolo vocea aia te urmărește cumva și îți spune hei, n-ai cum să faci tu flotări, ești fată, serios. Nu te poți pune tu cu ăia, uite-te, ăia fac de ani de zile, hai să mergi tu la Zumba sau în altă parte. Și tot așa vom căuta ce? Ascultând de vocea asta interioară vom căuta ce? Vom căuta numai lucruri ușoare. Vom căuta chestii pe care oricine le poate face. Oricine poate sta în clipa asta pe o terasă. Nu oricine poate să stea o jumătate de oră cu atenția concentrată. Dar minte două zile la un curs stea pe scaun. E mult. Vă înțeleg, vă reînțeleg pe cei care stați în bancă. Unde am vrut să ajung? Am vrut să ajung la plecarea asta mea de la a detesta o chestie aparent simplă, asta cu alergatul. Am putut să trăiesc foarte bine 40 de ani și mai bine fără să alerg, fără să fac o pasiune din asta. E adevărat, am luat bacul la limită. Puteam foarte bine să-l cad din cauza rezistenței la alergare. Deci cu atât mai mult
n-am mai căutat să mă împrietenesc cu genul ăsta de lucruri. Și atunci când am zis, hai să mai încerc o dată, mi-am ascultat de acea voce interioară și am stat frumos în banca mea. Nu-i ok. Nu-i ok. Se întâmplă ca din 2016 încoace să fiu invitată la un eveniment de alergare la Sibiu. Frumos, foarte fain. Mă duc, îi văd pe alții, îi aplaud, încurajez. Mă duc cu soțul meu care este aici în sală și va alerga pentru a patra oară la semi-maraton. Da, uite că el poate, deși nu face lucrul ăsta zi de zi, dar eu totuși nu pot. Nu pot. Nu sunt curse suficient de mici pentru mine. Așa mi-am spus în 2016, în 2017 m-am dus din nou, mi-a plăcut evenimentul. În 2018 nu se mai poate, măcar la aia cea mai mică de 5 km, cumva trebuie să mă duc și eu. Dar pentru asta trebuie să mă antrenez. Ei, cum am să fac lucrul ăsta? Citind? Nu, am încercat și asta, să văd niște sfaturi, să mă documentez. Stând de vorbă cu cei care se ocupă de lucrul ăsta, să caut un antrenor personal. Da, am făcut și lucrul ăsta, dar până la urmă, toată lupta este între tine și tine. Ești tu cu tine. Până la urmă, problema în final nu rezolvă nimeni decât tu însuți. Și abia cu două zile înainte de concursul propriu-zis, am reușit să alerg distanța, pentru prima dată în viața mea, magnifica distanță de 5 km. Dar în toate zilele în care m-am alergat așa puțin, cât am putut eu, un kilometru, doi, trei, da? Am observat ceva, că vocea aia din cap devenea cumva tot mai mică, tot mai estompată. La un moment dat, reușești chiar să o ignori. Și când am reușit să fac lucrul ăsta, i-am zis, auzi, vezi, chiar nu aveai dreptate. De câte ori mi-ai spus că nu o să fiu în stare? De câte mii de ori mi-ai zis lucrul ăsta? E vorba despre tine, despre încrederea pe care ți-o construiești. Dacă o singură dată poți să-ți depășești o temere sau o provocare, un lucru de care nu te crezi capabil, înseamnă că poți și a doua oară. Înseamnă că poți accepta și alte provocări mai mari de atât. Anul ăsta mă duc din nou la Sibiu. Nu o să fiu singură. Mai am încă 15 însoțitori. Niciunul nu este un alergător. Toți se luptă cu acele voci. Toți au o voce în minte care le spune ești pentru prima dată băgat în așa ceva. Ce cauți aici? Ce cauți aici? Ce cauți într-un loc în care n-ai mai fost? Nu puteai să stai confortabil acasă? Mai dai și bani pentru asta? Serios. Da, mai dai și bani pentru asta. De ce? Pentru că e un lucru în care credem. Și ne-am lipsit unul de la altul cu entuziasm. Cu entuziasmul că alergăm nu pentru noi, e foarte important lucrul ăsta. Dacă alergi pentru tine, mă sigur vei renunța mai devreme sau mai târziu, indiferent cât de tare ai conștientiza beneficiile asupra sănătății. E minunat că poți să faci lucruri pentru alții. De aici vine fericirea și forța interioară. Ne imaginăm fericirea ca fiind ceva măreț, ceva ce, wow, ce se întâmplă odată în viață. Acum l-ai prins pe Dumnezeu pe un picior și gata, vei fi fericit până la adânci bătrânețe. Nu e așa. Și pentru că astăzi dimineața mă pregăteam să vin încoace, mă gândeam, mă, ce cărți să le duc la oamenii ăia. Că au fost acum 2 ani, le-am vorbit despre o carte, anul trecut despre alta, m-am uitat așa prin bibliotecă, am căutat o anumită carte, nu am găsit-o. În schimb, am găsit această carte, care mie mi-este foarte dragă, Fericirea neobișnuită a oamenilor obișnuiți, care ne vorbește tocmai despre lucrurile acestea simple care compun fericirea noastră. Ce lucruri simple îți aduc fericirea? Matematica. Pe bune? Asta e o glumă acum, nu? Nu. Sincer? Sincer. Adică ai rezultate foarte bune la mate? Nu, dar îmi place matematica. Te face fericit? Da.
Fiecare problemă pe care o rezolvi îți aduce așa o stare de... O stare extraordinară. Super, bravo! Mulțumesc frumos! Dansul? Minunat! Ești fericită când dansezi? Da, am făcut timp de 13 ani dans. Acum, din păcate, nu mai am timp, dar da, chiar aș vrea să mă reapuc. Ok, bună provocare! Ce important? Și o idee foarte bună, chiar dacă lucrurile acelea care ne-au făcut fericiți cândva nu mai sunt azi prezente în viața noastră, avem un reper, avem unde să ne întoarcem. Da, dansul m-a făcut fericită cândva. E un loc în care aș putea să mă întorc și să-mi găsesc fericirea. Căutați întotdeauna fericirea nu într-o persoană, pentru că acea persoană este un corp material care la un moment dat poate să dispară sau pur și simplu să se îndepărteze de voi, și căutați în acele lucruri, senzații, stări, idei care v-au făcut bine și la care vă puteți întoarce oricând, mai devreme sau mai târziu. Aveți un astfel de lucru? Care m-ar face fericită sau mă face? Nu, care chiar vă face? Să ies în natură, asta este singurul lucru. Ok, și reușiți să faceți asta? Sigur că da. Minunat! Eu vin de la Asociația Cutezătorii Munților. Pe noi toți ne face fericiți ieșitul în natură. Zic bine? Da. Da. Da, doamna doctor este de-a noastră. Da, da, sigur. Deci nu au cum să zic altceva. Sincer, chestia asta cu alergatul nu mă face fericită. Dar senzația aia de după, aia da. După terminarea cursei, da, pot să spun că este o chestie inegalabilă. Dar până atunci, tot dialogul acela mental este de-a dreptul chinuitor. Și încerc să-i reduc din sonor, pentru că știu că nu pot să-i închid gura. E acolo, mă sabotează, vrea să mă saboteze, dar încerc încet, 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 prin perseverență, să-i demonstrez că nu are dreptate și că pot să dea volum un pic mai ușor. Pentru că în viața asta nu trebuie să ascult tot ce mi se spune. Nici măcar de aici, din capul meu. Multe lucruri pe care le auzim în capul nostru nu ne sunt de niciun folos. Dacă voi la sfârșit nu mă aplaudați, eu poate plâng, nu? Și mi-ați drobit încrederea în mine. Ei, nu se va întâmpla asta. Nu pentru că voi veți aplauda oricum, ci pentru că încrederea în mine nu depinde de un lucru de felul ăsta. Dar pot să apară într-adevăr situații care să te devasteze la un moment dat. Ce facem în acest caz? Ne întoarcem la acele lucruri care cândva ne-au făcut fericit. Ne uităm spre oameni. Dacă avem timp să citim, trebuie să ne facem și timp să citim. Dacă avem timp să citim, vom găsi întotdeauna în cărți lucruri pe care noi le trăim. Să știți că oamenii nu s-au schimbat foarte mult. Sentimentele astea umane, da? Iubirea, prietenia. Cartea asta am luat-o așa la întâmplare. Mi s-a părut interesant titlul. Și asta poate să fie o idee. Într-adevăr, nu m-a dezamăgit. Mi-a fost de folos și vreau să o ofer mai departe. Există site-uri în care puteți să găsiți informații de calitate. Dar în era asta informațională, cel mai greu este să judeci binele de rău. Să poți să distingi ce este bun, de ce este balast. Ar trebui să ne întoarcem din când în când la carte, măcar atunci când avem lucruri importante de învățat, despre noi, despre ce se discuta înainte, de dezvoltarea noastră personală. Să nu ne luăm după articole doar pentru că sunt atât de scurte și au poze foarte faine. Acelea nu sunt lucruri foarte bine documentate și nici nu ne vor ajuta să ne înțelegem noi pe noi mai bine. Și doar înțelegându-ne noi pe noi vom putea să înțelegem și lumea din jurul nostru. Cu noi trebuie să începem. V-am adus trei cărți și mă și gândesc unde să le dau. Și o să le dau alergătorilor, da? Una este revista DOR, decât o revistă, probabil ați văzut-o online, are și format tipărit. Pentru că știu că fac un jurnalism de bună calitate, chiar dacă eu pare o carte cu multe poze. Sunt zeci de oameni acolo care umblă țara în lung și în lat și stau zile în șir ca să documenteze ceva. Am avut onoarea să cunosc una dintre jurnalistele care scrie în acea carte, Oana Sandu,
care a fost la Satu Mare și a documentat una dintre activitățile de care mă ocup, grupul de suport pentru femeile abuzate, serviciile pe care le oferă comunitatea sătmăreană victimelor. Ok, aș vrea să-ți ofer și ție o carte, da? Și mă gândesc că dacă tu ai atât de multă încredere în tine, probabil doctorul Ben Carson, cel care nu avea deloc încredere în el în clasa 5-a, fiind ultimul din clasă, a fost o încredere pe care i-a construit-o cumva cu forța mama sa în momentul în care l-a obligat să citească o carte pe săptămână. Și a ajuns una dintre marile personalități ale Americii și candidat la președinția Americii și primul director al unui spital renumit de neurochirurgie, primul director de culoare. Mâini înzestrate. Sper să te inspire. Așa cum sper să vă inspire și pe voi tot ce s-a întâmplat azi aici, indiferent că are sau nu are legătură cu discursul meu, să vă mulțumesc pentru faptul că v-ați rupt din timp, ați venit, aveți urechile deschise, asta mă bucură, îmi dă speranță că veți ști să alegeți binele de rău și să vă căutați informațiile în cărți, dar și în oamenii care citesc.